Roxana Buzoiu s-a mutat în casă nouă, dar singură. Am aflat cum e viața ei de când nu mai are relație și știm și dacă mai speră la o împăcare sau nu. Cum a fost mutarea în casă nouă? Știm că... Casă? Foarte mișto, dar în același timp și foarte grea. Nu știu dacă știi chestia aia, dar dacă te muți la casă, o să ai de muncă în fiecare zi. Foarte mult. Acum lucrăm cu casa, acum lucrăm cu curtea. Sunt singură, că nu mai am relație de vreo 3 luni jumătate și încerc să fac față provocării. Și cum e să stai singură în casă? Este foarte greu. Eu am și un cățel, un american bully de un an și jumătate, mai ține companie, dar este destul de greu. Dar încerc să fac, să fac față. Să înțeleg că ești deschisă unei nouă relații. Sunt singură, dar indisponibilă. Nu sunt deschisă. Încă mai am puține sentimente acolo, dar cred că în viitor vor trece ușor, ușor. Ai încercat vreo împăcare în tot acest timp? Nu, am încercat o întâlnire, stai să vezi. Eu zic că nu sunt deschisă sufletece, dar m-am întâlnit și eu cu un băiat. Bineînțeles că n-a fost să fie ceea ce mi-am dorit eu. A trecut peste și asta e. Nu mă simt îndeajuns de deschisă să pot să încep o altă relație. Poate pe viitor. Pe viitor, îmi doresc și doi copii, un soț, tatăl copiilor mei, vedem cine va rezerva viitorul. Cum te menții? Arăți foarte bine. Nu mănânc, nu mănânc mai deloc. Dacă mănânc astăzi două prăjituri, mâine toată ziua doar apă, să știi. Deci cam ăsta este secretul fetelor. Nu este ok să-l faceți, dar vi-l spun, ăsta este secretul meu, ca să vă mențineți în formă. La ce trucuri de beauty apelezi? Mă gândesc pentru make-up, pentru păr? Sincer, nu prea folosesc multe produse, un șampon puțin special și cam atât. Nu am creme speciale sau tot felul de tratamente în zona feței, nu. Știu. Leacul Băbești. Făceai sală la un moment dat, te ții în continuare. Am fost la o emisiune, nu mai contează ce emisiune a fost, acum vreo 5 ani de zile, deci de 6 ani, cam așa, dacă calculez eu bine, nu mai fac sală. Doar nu mai mâncăm prăjituri. Uleioase, făinoase, nu mai există așa ceva în viața mea. Cam asta e. Emotiv.